Bună seara, dragi telespectatori, bine ne-am regăsit la emisiunea Dilemele Zilei. Sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți o emisiune de o oră și jumătate legată de viața politică și socială a județului Gorj. În prima parte vorbim însă despre ce s-a întâmplat la Rovinari, ce se pregătește pe final de an la Complexul Energetic Oltenia, invitatul serii fiind domnul Ion Rușeț, consilier în cadrul companiei, consilier al președintelui directoratului. Bună seara, domnule Rușeț! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu că ați ajuns la emisiune. Iată că, într-adevăr, mai vine și toamna. Până la urmă, astea ar fi vești bune pentru companie sau mai puțin bune? Vine toamnă. Vine toamna, crește Vine toamnă, hidraulicitatea, ne pregătim pentru iarnă. crește nivelul de apei în lacuri, se cere mai multă energie Și pe pe raiul cărbune, vegetal și și pe pe cărbune cărbune. și trebuie să intervină CEO să salveze sistemul energetic. Așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Fie toamnă, fie iarnă grea, CEO a salvat sistemul energetic național. Același lucru se va întâmpla și anul acesta. E, dacă o să fie suficient de mult cărbune, se va întâmpla anul acesta, dacă nu. Va fi cărbune de cât este nevoie pentru a produce cât ne-am propus și pentru a produce în așa fel încât să nu intrăm într-o criză în sistemul energetic național. Va fi cărbune și pentru că a fost deschis, redeschis depozitul la Roșia, la Era cariera Roșie? necesar. Haideți să clarificăm, pentru că văd că și dumneavoastră aveți așa pe bandă ce promit șefii CEO după protestele de la Rovinari. Depozitul de la Rovinari s-a deschis ca o necesitate, temporar. El s-a deschis în perioada 1 septembrie până la perioada de 15 martie. S-a deschis datorită faptului că nu s-a reușit finalizarea lucrărilor la nou depozit. Pentru a trece acest prag de iarnă, este nevoie de un depozit de cărbune care să asigure funcționarea termocentralei Rovinari la nivelul a trei grupuri și, în consecință, era necesar acest lucru. La deschidere, încă înainte de deschidere, s-au luat măsuri pe care conducerea companiei le-a comunicat astăzi public. Aceste măsuri, a dat un comunicat public pe această temă. Măsurile care au fost luate în dialog cu Garda de Mediu și eu spun că nici dialogul cu cei de la Rovinari nu a fost lăsat deoparte. Dialogul cu domnul primar Filip a existat, sigur a fost la un moment dat un dialog contondent, un dialog care a depășit limitele de, să spunem, poate al bunei cuvințe, între managerul Sorin Boza și n-am fost maturat la un asemenea Și dialog. primar. Da, au fost și asemenea momente, dar de aceste măsuri se știa încă de la începutul lunii august. Adică faptul că se solicită redeschiderea acestui depozit pe perioadă determinată, că este necesar, astfel nu putem funcționa în pragul acestei ierni cu trei grupuri la Rovinari. Rovinari nu poate funcționa numai cu cărbunele de la Pinoasa și Tismana. Era nevoie și despre cărbunele de la Roșia. Deci, sub acest aspect, lucrurile cred că sunt clare. Sunt clare, primarul însă a organizat un protest la Rovinari vineri, un protest în care s-au lansat cuvinte grele la adresa conducerii companiei, adresa managerului Sorin Boza. S-au vorbit despre faptul că s-a mințit foarte mult dinspre conducerea companiei, există și acel comunicat de presă. S-a vorbit despre faptul că această companie a avut timp, ar fi avut timp să realizeze toate lucrările și să pună în funcțiune noul depozit al carierei Roșia. Primarul a spus în același timp că, mă rog, asta era o observație din afară, că ar fi avut sau nu ar fi avut rost un nou depozit de cărbune acolo. Păi, stați să ne înțelegem. Da. Închidem pe cel vechi și nu mai e nevoie de un alt depozit. Nu, n-am Spunea înțeles. că e termocentrala Rovinari e legată direct prin benzi transportoare, așa, și nu mai era nevoie de un depozit în zonă. Nu, domnule, haideți că până la urmă nici eu nu mă pricep atât de mult la exploatare minieră, la zi Dar sau... oamenii au ieșit în stradă și mă rog, au cerut Stai să respire un aer curat. Stai să clarificăm și acest aspect. Sigur, compania, prin directorat, a dat un comunicat. S-a răspuns de către primărie cu un alt comunicat
cu o trimitere directă și personală la președintele directoratului. Lucru incorrect, pentru că era un comunicat al companiei. Sigur, dacă erau dezacorduri din partea domnului primar sau a Consiliului Local, ele trebuiau exprimate într-un mod elegant. Mie nu mi-a plăcut limbajul prin care s-a răspuns la comunicatul companiei și o spun cu titlu personal. Pe de altă zice rând, spune că Sorin Boza minte la mai multe capitole. Este un comunicat, al autorității publice. Este un comunicat al directoratului. Acum nu știu ce va face domnul președinte Sorin Boza. Deci, eu unul, dacă aș fi unul cu dânsul, aș alege și altă care, mă rog, aș apela și la altă. Nu știu, eu nu știu ce va face dânsul. N-am discutat cu domnia sa pe această temă, n-am avut ocazia să discut pe această crezi temă. Crezi că l-a calomniat sau cum? Cred că este și se poate vorbi și despre calomnie, pentru că, repet, comunicatul a fost un comunicat al directoratului. Pe de altă parte, eu îl cunosc pe domnul Filip și aș vrea să mă separ puțin de lucruri. Eu îl cunosc pe domnul Filip și din momentul că nu era primar, conlucam cu tatăl dumnealui, era un tânăr om de afaceri, i-a urmărit evoluția și când a intrat în politică. Totuși, manifestarea, cu tot respectul pentru atitudinea care trebuie să o aibă domnia sa pentru locuitorii care l-au ales, pentru comunitatea din care face parte. Totuși, manifestarea și refuzul dialogului, pentru că eu am informații că s-a refuzat dialogul cu membrii directoratului pe această temă. Manifestarea de vineri o consideră o greșeală. O căsită o greșeală pentru că... O greșeală pentru că oamenii au ieșit în stradă sau o greșeală că a fost organizată? O greșeală de organizare, de alegerea momentului. Haideți să privim... Politic... Haideți să privim lucrurile. Lăsăm la o parte jocul politic. Pentru că poate a fost și un joc politic. Da, a fost un joc politic. Avem un nou birou permanent la ALDE. Avem un primar care este până la urmă un lider de opinie al aleșilor locali la ALDE. Este și membru al biroului Consiliului Aleșilor Locali ai Alianței. Deci putem să o interpretăm și politic. Dar o comunitate și un reprezentant al comunității a refuzat dialogul, pentru că s-a refuzat dialogul. Din informațiile pe care le am, dialogul a fost contentent și s-a refuzat la un moment dat între directorat, între membrii directoratului și domnul primar. A refuzat acest dialog în contextul în care complexul energetic Oltenia este atacat mai mult din exterior de organizațiile de mediu și o știți foarte bine. Și primarul a dat acolo la moară organizațiilor de mediu? Știți foarte bine. Asta e problema. O știți foarte bine că a fost contestată nu numai autorizațiile de la carierele în care e splată. Și de la Turceu și de la Rovinari chiar. A fost contestată autorizațiile inclusiv de la termocentrala Rovinari. În acest context în care există un atac exterior companiei și un atac care nu este interesat, a apărut această manifestare. Prin refuzare de dialog. Lucrurile sunt clare. Avem o hotărâre de guvern, deci avem un act normativ care reglementează funcționarea în anumite condiții, cu respectarea condițiilor de mediu până la 15 martie. La ce mai era nevoie de scandal? Când știm că la 15 martie vom pune punct? Primarul a venit cu justificare, l-am avut în emisiune aici, nu de în alterațiuni spun chestia asta, a venit cu explicația că are un mandat obținut în fața cetățenilor, cetățeni cărora a promis că vor respira un aer curat, că nu va mai fi depozitul de cărbune la Roșia în 2018, în 2017, în 2019. Bun, și uite că este în continuare. A fost un depozit închis. Da? Și era nemulțumit că domnul Boza i-a promis că în 2018-2019 nu va mai funcționa acest depozit. Și uite că funcționează. Eu vă spun un lucru. Și la nivelul companiei este o comisie specială care analizează de ce nu s-a finalizat lucrările la nou depozit. Este o comisie condusă de un șef de departament, dacă nu mă înșel, domnul Chirculescu. Nu știu, dar nu știu să vă dau. Și această comisie, să știți că a fost constituită înainte de demararea acestor evenimente. Adică și conducerea companiei a luat anumite măsuri de a vedea unde s-au blocat lucrurile. Nu știu dacă până în momentul la care discut cu dumneavoastră a fost înaintat președintele directoratului sau directoratului în plenul său un raport a acestei comisii. Probabil dacă n-a fost înaintat, va fi înaintat zilele următoare. Sunt sigur de acest lucru.
Pe de altă parte, este clar că se pune problema funcționării termocentralei Rovinari pe timp de iarnă. Vă dați seama, pe timp de iarnă, și repet, pe timp de iarnă, credeți că poate funcționa 24 din 24 de ore benzile de la calerii? Eu înțeleg ce vreți noastră. Să dea direct în depozit calerii? De acord, că nu se poate. Atunci, era normal la minus 20 să funcționează banda la fel ca la conducerea companiei, să înainteze propunerea către minister și Ministerul de Resort și Ministerul Energiei, după ce l-a analizat, a înaintat un memorandum guvernului pentru emiterea hotărârii de guvern. Să știți că lucrurile au fost analizate și paraanalizate, pentru că nimeni nu și-ar fi permis să dea o hotărâre de guvern care să n-aibă avizele inclusiv de la mediu. Nimeni nu și nimeni nu-și permite, mai ales în momentul când suntem atacați din toate direcțiile de organizație de mediu. Ați văzut Dreptate pentru un curent. Ați văzut pentru Roșiuța, când este vorba de scoaterea din circuitul Silvica, câteva hectare de pădure, au intervin organizații de mediu, dar noi am distrus pădurile țării și organizațiile de mediu au tăcut. Suntem în această situație, de acord cu dumneavoastră. Deci, sub acest aspect, da, clar, aveam nevoie de această funcționare temporară până la 15 martie. Era nevoie de dialog. Consider că s-a greșit, că s-a întrerupt dialogul. Consider că este imperios necesar. Primăria, primarul a întrerupt dialogul? Sau? Cred că, din câte cunosc eu, da. Adică, vedeți dumneavoastră, eu nu știu dacă au fost runde de dialog între domnul Boza și domnul primar, care să nu fi fost făcute, știți, aduse la cunoștința colaboratorilor. Dacă au existat asemenea runde de dialog sau au făcut promisiuni colaterale, nu le știu și nu le comentez. Dar ceea ce știu eu, dialogul care a existat de domnul primar și membrii directoratului, am înțeles că și la dumneavoastră emisiune domnul primar a făcut câteva remarci cu privire la modul acela de a dialoga. Din informațiile pe care le am, sigur, sursele sunt deoparte, nu sunt și, nu am și poziția domnului primar, sunt acelea că dialogul a fost ieșit din canoanele civilizate. A fost în jurături sau ce anume? A fost un dialog, să spunem, mai contundent, mai în elea locului, pentru, să spunem, parteneri care au o anumită, să spunem, poziție publică. Un primar de oraș ales are un biroul domnului Boza. A fost un asemenea dialog. Nu am participat. Repet, nu am participat. Informațiile le am din sursele participate la dialog din partea... Dacă au mai rămas de pe vremea domnului Ciurel companie. Echipamente, s-ar putea să le vedem imaginea acelea sau... Nu cred. N-au mai rămas. Nu cred că s-ar putea, nici s-ar putea să le vedem. Chiar dacă ar fi echipamente, nu cred. Nu cred acela. Nu avem acces decât dacă obținem un mandat de undeva. Nu cred acest lucru. Până la urmă, cine a avut dreptate în povestea asta? Sau n-a avut nimeni? Sau care e? Cum explicăm toată povestea? Noi nu putem să trecem pragul de iarnă fără acest depozit. Nu, asta e clar. Și atunci dreptatea de prevată cui să fie? Adică și primarul a zis, domnule, am primit promisiunea de la domnul Boza, sau cum a zis acolo, în birou. A fost închis în anul 2008. Că în 2009, prietenul meu, îl vom rezolva una evidență în sensul că a fost închis în anul 2018 și necesitatea redeschiderii lui pe 6 luni și jumătate, adică de la 1 septembrie până la 15 martie, este obligatorie pentru a funcționa termocentrala. De acord, dacă în 2019 nu există. A dat faliment firma care construia, muta utilajele și nu mai putem să fac nu pot să fac nu s-a mai încheiat lucrarea mai la o dată. Ceea ce eu nu înțeleg. Că nu s-a făcut ceea ce eu nu înțeleg din de ce nu s-a explicat despre ce? Dom'le, am făcut licitație în data de. A fost contestat în data de, s-a anulat, s-a făcut, s-a mărit bugetul, s-a scăzut. Nu am putut să intrăm într-un dialog de acest gen. Nu e vina noastră. Ca să justificăm. Nu, constructorul a adus utilajele. Există o chestiune că cine se justifică, de fapt, se acuză. Nu, noi n-am vrut să facem această chestiune. Nu, asta e o teorie. Nu vrem să ne scuzăm. Nu trebuie aplicată. Dar dacă se dorește acest lucru, să știți că vom face publice și asemenea date. Dacă se dorește probabil asta a fost și acțiunea lui. Eu cred că după raportul Comisiei Speciale pe care a stabilit-o directoratul să analizeze de ce nu s-au finalizat lucrările în 2018, de ce nu s-au lucrat, lucrurile vor fi făcute publice și va fi
clar, vor fi clarificate foarte multe aspecte. Vor cădea capete? Este posibil. Vor fi sancționate? Este posibil. Dacă există vinovăție din partea cuiva, sigur că este posibil. Și adică nu vă întreb următor. Da, e posibil dacă există vinovăția acolo la cei care au gestionat, să spunem, urmărirea executării lucrărilor și acest lucru nu s-a întâmplat în conformitate cu graficul. Există vinovăția și oamenilor noștri de acolo, cum există și vinovăția partenerului care a câștigat contractul. Acum, eu n-am înțeles pe domnul Filip aluziile la faptul că la Rusia a fost un depozit inventat și că s-au cheltuit foarte mulți bani pe acest depozit inventat. Dacă ați înțeles dumneavoastră sau cineva poate să ne spună, dar eu n-am înțeles această declarație publică pe care a făcut-o domnia Savine. Adică, vă rog să mă credeți, chiar n-am înțeles și atunci... Câți bani au fost cheltuiți pentru nou depozit? Nu am aceste date. Deci n-am venit... Au fost niște sume... Deci n-am venit și nu pot nici să infirm, nici să confirm sumele care au apărut sume în spațiu pentru... public. Nu pot, deci, repet, declarația cu acel depozit inventat pentru a se acorda, mi se pare efectiv hazardată și... Aici trebuie să intervine domnul Boza? La instanță? Nu, și noi va trebui să clarificăm acest aspect. Dar problema este dacă nu suntem în fața unei situații calomioase pe care un partener sau un partener de dialog al nostru a pus-o la cale. Nu știu. Dar sunt aspecte pe care le analizăm. De ce complexul energetic Oltenia n-a ieșit prin reprezentanți, prin specialiști, că sunt 13.000 sau cât mai sunt, pe la televizor sau prin comunicate de presă, spune, domne, povestea depozitului la Roșia. Sunt două agenții de mediu sau garda de mediu. Sunt destul de... Ne-a tras asta, să-l închidem, să-l facem, să-l drept. În ultimele 3 zile am dat două comunicate pe care eu le consider... Nu mai puteam să-l ținem deschis. Noi avem nevoie, pentru că în perioada de iarnă avem nevoie de o cantitate mai mare, benzile funcționează și cu... Suntem obligați să... Am dat două comunicate în acest sens. Da. Adică am dat în ultimele 3 zile două comunicate. După ce s-a avut la meeting-ul. După ce... Nu! A fost unul cu două ore înainte. Și unul, da. Nu chiar cu două ore, dar ne-a răspuns domnul Filip cu trei ore înainte. Era nemulțumit și de situația asta, că n-a existat reacție din partea companiei, domnule, n-au explicat, domnule, din cauza asta sau... Domnule, n-am putut. N-am putut, nu era voință. A interpretat care era voință toată povestea. Stați, dar domnul Filip a fost la dialog cu conducerea companiei. Dacă acest dialog a fost întrerupt, a fost blocat, a fost suspendat. A fost blocat când a înțeles că nu va avea nicio șansă să să rămână închis depozitul în anul ăsta. Deși i s-a promis lucrul ăsta. Stați ușor. Se știa că Ministerul Energiei a întocmit un memorandum pentru redeschidere. Și acest lucru se știa de la începutul lunii august. Da, pe știa. Dar știa și planificat meeting-ul cu o zi înainte de redeschidere. Probabil că știa. Da, vă dați seama că el nu putea fi redeschis dacă nu exista un alt normativ. În data de 29 s-a emis hotărârea de guvern, care a fost publicată în Monitorul Oficial. Deci, vedeți dumneavoastră, suntem într-o situație în care lucrurile nu se leagă. Dar se leagă și vă spun eu. Vă rog. Domnul Filip știa că nu are nicio șansă cu acest meeting. A fost aprobat de guvern, avizat de garda de mediu, de autoritatea de mediu. Nu avea pe nicio cale decât prin instanță să meargă să anuleze chestia asta. În condiciul administrativ, să spun. A avut însă o obligație politică față de cetățenii rovinari. Asta poate fi o rațiune a continuării organizării meetingului. Ca să vadă, domne, eu îmi dau silința, asta e voința pe care o am, facem și meetingul, protestăm, mi-am făcut datoria pe undeva. Față de dumneavoastră, vedeți? Deci aici poate să fie o explicație, vedeți? Aici se leagă. Înțelegeți? Dacă am fi în pragul unei că mai sunt 2 ani. Nu, dacă am fi în pragul unei pre-campanii electorale... Credeți-mă că suntem de-a noua zi după ce a luat mandatul. Unei pre-campanii electorale, v-aș da de tată. Păi dumneavoastră a spus. V-aș da de tată. Dumneavoastră a spus că e o campanie certă la partid. Bun. Din punctul ăsta de vedere se justifică. Din punctul ăsta de vedere se justifică. Dar și față de cetățeni. Ceea ce avea o datorie pe undeva. Față de cetățeni, domnul primar are mai multe pârghii. Nu le spun eu. Nu vine în fața dumneavoastră să spun pârghile pe care le are comunitatea locală. Și are pârghii, vă rog să mă credeți, să le pună în funcțiune. Pe de-o parte. Pe de altă parte, după ce ai demarat, să spunem, ai amorsat această situație conflictuală, că putem să-i spunem conflictuală, poți să faci o comunicare către cetățeni foarte corectă. Eu primarul,
am făcut asta, am făcut asta, am putat dialog. De, vedeți dumneavoastră, s-au ars niște etape. Deci eu respect încă o dată rolul pe care îl au comunitățile, respect acest rol pe care îl au comunitățile, dar nu pot. Asta ce înseamnă? Că au fost manipulați cetățenii și scoși în stradă? Că așa, așa rezultă din ce spuneți dumneavoastră. Nu, se poate că spune că n-a fost o informare nu corectă, n-a fost o informare totală cu privire la sub toate aspectele acestei probleme. A fost sigur o informare. Suntem nemulțumiți de praf. Da, este praf. Asta va fi și va rămâne. Este praf. A fost praf și n-am trecut. Da, suntem. Pe de altă parte, chestiunea cu 10 fraze care încep domnul Boz aminte, parcă totuși trimite la altceva. La un război personal. Da, ceea e posibil și varianta ceea asta. Nici eu nu-mi permis să fac comentarii în numele companiei împotriva unui ales local. Pentru că nu e normal. Nici domnul Boza nu poate să-și permită să facă un comentariu cu privire la faptul că un anumit domn primar sau domn consilier sau domn președinte de Consiliul Județean are o anumită atitudine și că această atitudine nu e normală. Sau este pe undeva dus într-o altă conflict direcție. Conflict personal legat tot de depozit sau de altceva? Nu știu. Eu cred că s-a dus în zona personală, ceea ce este incorrect. Adică nu poți. Am câștigat instituții. Primarul pe conflictul ăsta? Unde? În fața cetățenilor? Poți să-și câștigi punctul și-a arătat mușchii în fața managerului liceu sau cum? Păi, da, dar poți să câștigi și să și pierzi puncte. Repet, într-un asemenea conflict care îmi duce într-o direcție personală, poți să câștigi, dar să și pierzi puncte. Poți să câștigi puncte în sensul că o anumită parte, să spunem, a electoratului, a auditorului, e de acord, ia uite ce om puternic ce s-a dat la președintele directoratului. Pe de altă parte, poți să pierzi puncte din oameni care cunosc situația din alte unghiuri, poți să pierzi puncte din partea cetățenilor, de exemplu, care sunt salariați ai SEI-Rovinari. Repet, salariați ai SEI-Rovinari. Și știu că au o problemă în relația cu organizații de mediu. O să pierzi foarte multe puncte aici. Deci sunt chestiuni în care cu plus și minus. Eu nu-mi propun să fac în seara asta și nu-mi propun nici în perioada următoare să fac o evaluare cât a câștigat sau cât a pierdut domnul Filip. Este clar că este o voce în momentul de față în ALDE, alături de Iordache, care deja prin ultimele ieșiri publice și-a rugat postura de lider informal al biroului permanent județean. Deci este clar că este o voce, dar sigur, lucrurile în sens politic pot să fie schimbătoare de la o zi la alta. Și în continuare? Pot să fie schimbătoare, nu vă... Că în finalul comunicatului, domnul Filip spunea că urmează. Va urma. Bun, haideți să vedem. Urmează. Noi trebuie să ne facem treaba. Noi trebuie să ne continuăm activitatea. Dorește domnul Filip să blocăm termocentrala Urvinar pe timpul iernii? Dorește domnul Filip să producă mai puțină energie din această cauză? Să o spună. Noi, să știți, complexul energetic Otenia nu își asumă niște riscuri. E un impact social major dacă acest lucru se întâmplă. Da, vorbind după pauză de publicitate, care ar fi fost impactul major dacă acest depozit ar fi rămas închis? Am fi fost puși în situația să producem la termocentrala Urvinar cu maxim 2 grupuri. Ori acest lucru ar fi avut aspecte îngrijorătoare în ceea ce privește producția de energie pe timpul iernii a complexului energetic Otenia, cu consecințe de rigoare în ceea ce privește rezultatele financiare anuale, dar și cu consecințe mai grave în ceea ce privește sistemul energetic național. Da, luăm o pauză de publicitate, ne revedem imediat. Îi simți frăgezimea sub picioare și răcoarea picăturilor de rouă în dimineți luminoase. Îi inspiri prospețimea și sărbătorești o nouă zi acompaniată de ceripitul vrăbiilor. Aceste clipe nu vor fi niciodată mai frumoase, iar iarba grădinii tale niciodată mai verde. Husqvarna sărbătorește 25 de ani în România și îți oferă 25% reducere pentru motocoasa 128R, acum la prețul special de 974 lei cu TVA inclus, pentru un gazon mai verde decât pe orice stadion.
Vara asta, distracția ultra all-inclusiv se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale, apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscina copii, piscina adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusiv la Ana Summer Events. Ana Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Visezi la o nuntă perfectă cu sute de invitați într-un loc deosebit? Acesta e restaurantul Mari Gab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri începând de la doar 119 lei de persoană, all inclusive, care cuprind toate felurile de mâncare, băuturi răcoritoare și alcoolice, candy bar și tortul evenimentului. Restaurantul Mari Gab asigură și cazare în camere luxoase, amenajate la cele mai înalte standarde. Restaurant Mari Gab în Turceni, strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la 0766-949-901. Mari Gab, garanția unei nunți perfecte. Complex Dolce Vita. Dolce Vita Summer Fun. Complex Dolce Vita. Piscină modernă cu apă filtrată și tratată cu cea mai nouă tehnologie. Bar, restaurant, pizzerie, gelaterie, muzică de ambianță, atmosferă de vacanță. Complex Dolce Vita. Firma Lotus închiriază la prețuri avantajoase spații comerciale. În complex Parâng, parter și etaj, excelent vat comercial. În complex Păltiniș, parter și etaj, spațiu comercial ultracentral pe strada Victoria, zona pietonală, la etaj. Spații birouri pe bulevardul Constantin Brâncuș și pe strada Victoria, zona pietonală. Relații la telefon 0744 648 210 sau la birourile de la etajul 1 din complex Parâng. Lotus, partenerul ideal în afaceri. Fiecare avem cel puțin o aniversare. Organizăm evenimente festive și petrecem sărbătorile de peste an cu cel mai bun tort. Nou în Târgu Jiu, laboratorul de produse de cofetărie, Sece Angel Cake SRL. Vă oferim torturi și prăjituri de casă după rețete clasice sau moderne. Cozonac gustos și pufos. Rulouri cu cremă de vanilie, diverse produse de cofetărie, toate realizate din ingrediente naturale, precum unt, smântână pentru frișcă naturală, ouă, ciocolată veritabilă, fructe. Blaturile, cremele, decorurile, flori și figuri modelate manual sunt realizate în laboratorul propriu pe
pe bază de comandă. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Ana Ipătescu, numărul 103, la telefon 0767870474, pe site-ul nostru torturi-casa.ro, pe Facebook Torturi de Casă în Târgu Jiu Angel Cakes. Da. Am revenit la emisiunea noastră, am primit o informație că la termocentrala Mintia din Hunedoara nu există cărbune, o informație pe care nu am verificat-o venită din zona sindicatelor. Iată că în depozitul acolo nu mai există cărbune, se vorbea de o variantă de import. Dacă de acum încep cu problemele de genul acesta, vă dați seama că la iarnă va fi o problemă mare și energia pe cărbune din complexul energetic Hunedoara contează în sistemul energetic național alături de cea din Oltenia, din Târgu Jiu, dar e adevărat într-un procent mult mai mic. Ideea este că va trebui suplinit lipsa de la complexul energetic Hunedoara cu grupuri de la Oltenia, de la complexul energetic Oltenia. Vorbim despre compania în prag de iarnă. Vă întrebasem ce s-ar putea întâmpla dacă nu va fi deschis, nu ar fi fost deschis depozitul de la Roșia până la urmă, dincolo de toate aceste proteste și calcule mai mult sau mai puțin. Bunele de la Tismana, Poiana și Pinoasa funcționam cu maxim, repet, maxim două grupuri la termocentrala Rovinai, din câte cunosc eu. Deci maxim, s-ar fi putut să nu avem cărbune decât pentru un grup. Lucrurile acestea... Asta ce însemna? Șomaș tehnic sau ce nume? Nu neapărat șomaș tehnic. Însemna că nu ne pune în pericol sistemul energetic național, că nu ne respectăm contractele bilaterale care le-au încheiat. Sunt foarte multe aspecte care determinau această măsură de redeschidere a depozitului. Primarul, când a cerut închiderea depozitului, a pus în pericol sistemul energetic național? Nu, pentru că noi, v-am spus, noi ne luasă măsura și era un jet în angrement, adică închidem în 2008, redeschidem nou depozit, dacă nu am reușit finalizarea. Motivele nu sunt în măsură să vi le spun acum. După ce va fi raportul comisiei, probabil vor fi și motivele publice făcute. Apropo de raportul comisiei, săptămâna trecută am discutat cu domnul Doru Vișan telefonic într-una din emisiuni și pe undeva mi-a dat de înțeles că s-a cam plătit de către cineva legat de situația depozitului de la Roșia. Și cam asta ar fi situația, ar fi ok cu... Nu știu nu vreau să-i zic vinovat de serviciu, dar... Nu știu contextul. Se referea la domnul Daniel Antonie, care a spus cu funcția pentru ce se întâmplă la Roșie. Nu știu contextul de șeferi. Acum, dacă mai apar probleme, tot domnul Antonie... Nu știu contextul dialogului dumneavoastră. Nu, l-am întrebat de cine răspunde pentru faptul că nu s-au executat lucrurile în timpul cerut sau în timpul contract. Nu cunosc contextul și mi-a zis cum pot să comentez. Cine răspunde? Mi-ar face plăcere să comentez, dar chiar îmi pare rău că nu pot să comentez, pentru că nu știu contextul în care dumneavoastră a spus întrebarea, în care a avut dialog. Cine răspunde că nu s-a făcut? Care a avut un dialog, sigur. Și a spus cu cine răspunde. Păi, aveți răspunsul, domnul Daniel Antonie, care ei s-a revocat mandatul. E poziția unui demnitar al statului. Știu că mandatul a fost revocat de Consiliul de Supraveghere. Da. Nu cunosc detalii ale revocării acestui mandat. Și pe undeva cauza ar fi fost și asta cu depozitul la Roșie. Va trebui să-l întrebați pe domnul Antonie. Poate dânsul vă poate da această explicație. Eu chiar fiind și la un moment dat director al diviziei miniere, după care responsabil pe minerit în directorat. În detaliu, poate vine cu completă domnul secretar de stat. Nu știu ce să ne-a, da, ne-a sunat cineva. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domnul Măruță, dumneavoastră, și îl salut și pe domnul Rușeț. Dudău sunt la telefon. Salut, domnul Dudău. Vă salutăm. Domnul Măruță, domnule, apreciez în mod deosebit emisiunile pe care realizează postul dumneavoastră televiziune. Manifestă un interes deosebit asupra celui mai important obiectiv industrial al județului Gorj, care este complexul energetic Oltenia. De acest complex peleagă situația materială la foarte mulți concetățeni de-ai noștri și nu numai, alți cetățeni din alte județe învecinate. Eu susțin că, într-adevăr, există poluare în orașul Rovinari și aș vrea să vă spun că eu am o casă aici la Bălești și aici, să știți că vine câteodată praf, mai ales când bate vântul. Dar nu
ca modul cum s-a procedat cu această manifestație organizată de către primarul din Provinari, să știți că pe mine mi-a lăsat un gust amar. Prin faptul că, virgulă, comportamentul primarului față de cadrele de conducere din CEO, mai aproape că le vor da la pertu. Dom'le, domnul Boza, indiferent ce am zice noi, este un inginer care a trecut prin multe funcții și ocupă actualmente în alta funcție de director general CEO. Și ca să lei, să-i spui că e un nepriceput și să scoți oamenii în stradă că Boza ar fi de vină. Dom'le, cred că s-a trecut peste partea de negociere. Dacă primarul se ducea la cadre de conducere, spunea, domnul director general, dom'le, e necesar acest complex, să dăm cărbune, e necesar și orașul, oamenii nu trebuie să aibă praf, dar să găsim soluții și s-ar putea și se poate găsi soluții ca să poți să asigure și conviețuirea cetățenilor și să dăm și cărbune patriei. Eu aș vrea să vă spun că domnul primar a afirmat că el să pricepe la orice. Dom'le, dacă nu va mai fi primar, el nu știe decât să facă gogoșii. Bănuiesc că domnul Boza se poate întoarce în altă meserie, că știe multe meserii, dar primarul va face gogoși. Și așa că dacă vrea să înțeleagă, că trebuie să fie mai înțelept. E adevărat că reprezintă o comunitate, dar nu trebuie să-ți bagi joc de un mare, mare gigant care dă pâine la o grămadă de oameni din Gorj. Și aș vrea să vă felicit prin faptul că puneți în atenția gorjenilor de fiecare dată destul de importante activități care se desfășoară, unele mai bune, altele mai proaste. Și de aceea, dacă considerați că am greșit cu ceva față de noastră, eu îmi cer scuze. Și rog pe domnul Rușet să fie mai combativ și să arate posibilitățile că datorită CEO-ului foarte mult mănâncă pâine, foarte mult mănâncă pensii, foarte mult și-a făcut case și acum vor să dea cu noroi în activitatea CEO-ului. Atât, vă mulțumesc, o seară bună! O seară bună să aveți și dumneavoastră, sigur că trebuie făcut o precizare din punct de vedere lingvistic. A spus domnul Dudeu că se pricepe la gogoș, domnul Filip, corect, era gogoșele. Alimentul gogoș înseamnă minciuni. Când folosim așa. Nu știu, nu comentez. Dar am făcut un calcul într-o seară, apropo de cei care vindeau când am fost la mare, erau unii care aveau o tonetă din asta cu gogoși. Nu e chiar așa de, nu sunt chiar așa de amărâția care vând gogoși. Gogoșele. Nu, și domnul Filip. Fac chiar sute de milioane pe lună. Domnul Filip va reintera. Și nici nu are rușine să... Nu are afaceri cu CEO. Faci, mă rog, orice meserie. Eu chiar nu are afaceri, nici domnia sa, nici familia. Probabil că și de aici a fost atât de vocal, că n-a cerut angajări. Au venit alții care au cerut angajări la CEO? Nu știu. Cred că s-a răspuns în plan public și de către cei vizați. Domnul Filip a adus o învinuire că s-au făcut liste de către primarii PSD. Domnul Weber a dat un răspuns, cred că nu mai e nimic de comentat. Contextul în care Ministerul Energiei este condus de ALDE. Există obligație de a se face angajări pe latură politică dacă ministrul e în curtea ALDE? Nu există. Până la urmă avem o conducere numită în baza ordonanței. Ministrul e ALDE, eu sunt de la ALDE, concluzia este că trebuie să mă fiu. Nu mai suntem înainte de anul 2010. Adică nu se dau repartiții pe calitatea de membru de partid. Înainte de anul 2010, fie că am discutat despre o guvernare liberală, fie despre o guvernare PSD-istă sau o guvernare PD-istă, că vorbim de 2004, 2005, 2008 sau 2008-2010, până la apariția ordonanței, sigur, directorii generali erau asumați, și o știți foarte bine, politic, de către un partid sau altul, erau pe un anumit algoritm impus și atunci lucrurile erau clare, se primeau sau se executau ordine de la partid. Ori, în contextul în care avem numiri pe baza ordonanței 109 privind guvernanța cooperativă, lucrurile sunt clare. Deci nu mai suntem în situația dinainte de 2010. Nu mai suntem, dar au fost făcute niște angajări până la urmă. Și după 2010. Și acum au fost făcute. Și am înțeles pe cele... Uitați că am avut o discuție cu sindicatele... Cu salariații care au decedat. Au fost vorba de... Cu terenurile. Lucrurile care ni le asumăm. Adică sunt lucruri asumate. Lucruri care au fost făcute... Nu le contestă nimeni, probabil. Ce-a fost?
Acum, chestiunea politică, pe care a ridicat-o domnul Filip, eu consider că totuși dânsul a avut așa... Dânsul a probabil luat o informație de la cineva neautorizat, care a spus primarii PSD au venit cu liste pentru clase. Cam așa s-a exprimat domnul Filip, da? Eu nu cunosc despre acest aspect. Dacă la resurse umane s-a făcut o asemenea abordare, ceea ce... Dați-mi voie să nu cred. Asta cu primarii care cer clase la CEO, n-am mai... Dați-mi voie să nu cred că... Eu n-am văzut... Sigur, primarii vin, au venit și vin. Se va reglementa și legea lobby-ului. Au venit... Să nu separăm situațiile. Primarii au venit la ședințe legate de coridoarele de expropiere. Să știți că a venit și primarul de la Fărcășe și domnul primar de la Fărcășe și domnul primar de la Mătăsar și domnul primar de la Cârnic. Au venit la sediul companiei, au purtat discuții pe temele respective. Eu nu știu să-i venit cu liste și nu cred că și-au permis acest lucru. Ar fi o chestie care nu ar fi corectă. Deci nu ar fi corectă. Nu cred că s-a întâmplat acest lucru. Politicieni, parlamentari au venit să ceară favoruri la companie, din ce știți dumneavoastră, ca să vă dau și o mână de ajutor? Nu, domnule, eu am ca făcut... Ca să spuneți că nu știți. Eu am făcut o afirmație pe care mi-o mențin. Privire la, să spunem, la dialogul pe care l-au avut parlamentarii în funcție și am făcut o declarație. Dialogul pe o declarație ce să facem pentru ce urmează, dar dialogul... Repet, cu dialogul... Angajează pe XYZ, asta e repet, mai clară treaba. Repet, am făcut o declarație, nu retractez nimic din ce a declarat, inclusiv la postul dumneavoastră de televiziune, pe această temă. În rest, nu mă face să... Că n-am ce să despir fiind în patru. Adică nu vin să retractez ceea ce am spus cu câteva emisiuni în urmă la dumneavoastră. Am avut un dialog cu un actual parlamentar de Gorj și la dumneavoastră în emisiune. Nu retractez ce am spus. Să nu credeți că... Da, da. Nici eu nu cred că sunteți chiar atât de dezinformat sau neinformat. În ceea ce privește, să spunem, lobby-ul făcut de primar, lucrurile sunt... Nu cred eu că s-a ajuns până aici. Credeți că va trece cu bine peste iarnă complexul energetic Oltenia din punctul de vedere al stocurilor de cărbune? Va fi suficient cărbune? Uite, avem exemplu de la Hunedoara, unde nu mai este cărbune. Sunt optimist, cu toate că specialiștii pun sub semnul întrebării și nu este realizarea producției programate prin buget atât de cărbune cât și de energie. Ea este generată de mai mulți factori. Că acest lucru este, cum să spun, la limită, adică suntem, cum să spun eu, așa în pas alergător și în contratimp să realizăm cei 15 terawatts și cele 22 de milioane de tone. Cred că se va trece cu bine peste această iarnă. Cu greu, dar se va trece cu bine peste această iarnă. Declarațiile pe care le-a făcut președintele directoratului și sunt sigur agăiate de ceilalți membri ai directoratului legate de faptul că în semestrul 2 va fi o perioadă mai dificilă în contextul în care s-a referit la cheltuielile în primul rând legate de prețul certificatelor CO2 și creșterea acestor cheltuieli care va pune compania într-o situație delicată. Aceste declarații nu am ce să comentez pe ele și nici dumneavoastră, sunt declarații publice, sferme. A fost o întâlnire cu sindicate. Noi am avut o întâlnire cu partenerii sociali la Turceni săptămâna trecută. Am discutat în conformitate cu legea 467 pe 2006. Am făcut și informare, dar și consultare cu privire la problemele cu care se confruntă compania, probleme legate de situația de personal, probleme legate de evoluția companiei în următoarele 6 luni. Am avut această discuție, spun eu, reușită, cu dialogul care a fost în consultare. A fost chiar adică senzațională, în afară de domnul Roșca, nu mai zice nimeni nimic din partea sindicatelor. Asta este că dumneavoastră vă înșelați. Să știți că la această discuție au fost foarte multe voci sindicale care au pus întrebări și au pus chiar opinii cu privire la în spațiu public.
Nu, eu refer, la această întâlnire, care este o întâlnire instituțională, au participat 36 de lideri de sindicat. Care s-ar putea desfășura și după principiul noi ne facem că întrebăm, voi vă faceți că ascultați. Nu, să știți că sunt... Că în momentul în care rămâne la idei, oricum... Sunt și lideri care au o atitudine în spațiu public sau au o rezervă în spațiu public, sunt rezervați în spațiu public, dar sunt foarte activi, foarte activi în plan instituțional, în întâlnire pe sunt și lideri care au atitudine, să spunem, de război nicei luminii în spațiu public, dar la în interior este liniște și pace, e frăția la modă. Deci sunt atitudine. Să știți că pe domnul Roșca, la ce categorie erați încadrat? Nu vreau să deschid acest subiect. Mi-am exprimat la fel punctele de vedere cu o altă emisiune. Nu deschidem acest subiect. Dacă sunt campanie electorală și ați face trimiterile astea, nu v-ar mai vota nimeni. Și domnul Roșca a avut o poziție alături de colegi, pentru că a venit însoțit de doi sau trei colegi, a avut o poziție în această întâlnire, s-a consemnat ca atare, cum a avut și domnul Bătiță, acum a avut și Manu Tomescu, și domnul Marciuc, și domnul Căldărușe, și domnul Iovan, v-a dat numai o parte din cei care au luat poziție în această ședință de informare și, repet, informarea făcută administrație, după aceea, în cadrul consultărilor, au fost opinii din partea partenerilor sociali. Se tot vorbește, domnule, cu greu vom avea aceste stocuri de cărbune pentru perioada de iarnă. Vom munci mai mult, ne vom face calculele, vom încerca să mai rezolvăm cu expropriere. Vom strânge ne vom strânge... Trebuie să recunosc că există o anumită întârziere în ceea ce privește asigurarea fondului de lucru datorită întârzierilor achizițiilor de teren. Că discutăm despre expropriere, că discutăm despre achiziții care nu au putut fi efectuate din diverse motive, că discutăm despre achiziții care în parte au putut fi efectuate, dar a existat un proprietar care s-a opus și cu el nu s-a reușit negocia. Sunt foarte multe aspecte pe care nu propun să le disec în această seară. Mai am și partea a doua, la care n-am ajuns, dar v-am lăsat să dezvoltați ideea. Pe acest fundal, că va fi greu, că vom trece cu greu peste iarnă, dar vom ține din nou în spate sistemul energetic național, din toate părțile ni se spune că se vinde cărbune către terți la CEO. În condițiile în care ai nevoie de cantități de cărbune, orice cantitate, pentru termocentrale și pentru perioada de iarnă, care e ideea cu vânzarea către terți? În momentul de față să știți că suntem în prim proces de acordare a cotelor de cărbune. Nu, asta nu mă trebuie. Avem contracte cu terții. Trebuie să spun că avem și un compartiment specializat, un departament specializat în această activitate, dacă se poate spune așa. Avem contracte cu terții și, din câte cunosc eu, ele sunt mai mult pe zona Hunicioara, la ora la care discutăm. A fost o perioadă de câteva luni în care au fost suspendate în totalitate, suspendată orice vânzare către terți. Ea a fost reluată în special în zona Huznicioara-Motu. Acum, că la aceste cote de cărbune există, să spunem, colegi binevoitori care își înstrăinează cota și ajunge la un terț care o revinde, este o altă situație. Asta, să zicem că s-ar mai accepta. Este o altă situație. Dar se vinde cărbune către terți? Care nu are legătură cu cota de cărbune? Există și aici un program și o prevedere în bugetare privind vânzarea de cărbune. Câți bani faceți cu vânzarea către terți? Nu sunt... N-am datele, dar vă promit că dacă facem o emisiune pe această temă cu cărțile pe față, eu voi veni cu toate datele să vă le pun la dispoziție. De ce se vinde cărbune dacă nu aveți cărbune? Pentru că există un program de vânzare a cărbune. Domnul Olaru, stătea aici unde stau eu. Cărbunea de la Huznicioara trebuie să-l vindem. Și a zis că anul ăsta nu va fi suspendat cu toate vânzările de cărbune. A fost o perioadă suspendare. Sunt contracte. Că nu e logic. Sunt contracte care s-au încheiat și sigur vor fi onorate de la depozit de la Huznicioara, în mare parte, repet, în mare parte. Acum, pe ce cantitate? Nu știți. Nu știu, când v-am spus. Mai mult de 1 milion de tone? Va trebui să discut cu domnul Bălăcescu, șeful departamentului... În momentul acesta mai sunt contracte în derulare către terți, cu terții? Nici asta n-aș putea să vă confirm. Este adevărat că sunt angajați aici eu, direct, indirect, implicați în transportul cărbunelui?
Nu cunosc asemenea situații, sigur, sigur există, există și speculații. Pe unul l-am întrebat săptămâna trecută. Există și speculații pe această temă, n-aș putea să le confirm sau să le infirm, dacă există date concrete, sigur cineva ar trebui să-și facă treaba. Pe unul l-am verificat săptămâna trecută și a spus că n-are niciun, domnul David de la Roșiuță. Bun, a fost o temă, a fost o temă, am văzut și un subiect de presă, a fost și un subiect de presă. L-am sunat și l-am întrebat în emisiune. Vedeți, motul e bine. Nu comentez, deci domnul David de bună credință, a negat, că dânsul știe cel mai bine. Care va avea vreo legătură cu treaba asta și spune că oricum s-ar afla repede acolo, că ăsta e mașina lui David sau nu știu cu e, din rude, din Nem. Deci nu comentez, a fost o subiect de presă pe care nu pot să-l comentez. În momentul acesta ziceți că ar mai fi în derulare contracte. Din câte cunosc eu, există un program de vânzare de cărbune către terți. Există o hotărâre de directorat cu privire la prețul care se vinde, deci este 114 lei plus TVA, tona. Există asemenea hotărâre de directorat, există contracte care s-au încheiat și, din câte cunosc eu, în această perioadă, depozitele de la cariera Hodnicioara sunt depozitele cele care sunt puse la dispoziție pentru asemenea activitate. Și un pic la Motru, că altfel nu apare problema cu domnul David. S-ar putea să fie o altă situație la Motru, nu știu, eu fac o supoziție, s-ar putea să discutăm despre cotele de cărbune, pentru că să știți că există și la... Ridicate de altcineva și nu de cei... Nu, e vorba de transportatori. Transportatorii, salariatul nu are mijloc de transport. Da? Nu, compania, tir în curte. Compania nu e asigurat serviciul de transport. Da? Și atunci vin terțe, transportatorii, cei care vând cărbune sau ia cărbune de la noi cu diverse. Și acum ei, dacă nu mai au să ia cărbune, ce s-au făcut? S-au reorientat spre zona de a transporta cărbune pentru salariați. Repet, cu toate că există informații... Dar asta nu e o afacere. Că a zis că sunt 5.000 de beneficiari din companie. Problema este că... Este o afacere. Este și asta o afacere. La 5.000? La 500 de lei sau nu știu cât. Nu, la 5.000, gândiți-vă că sunt 5.000 de transporturi. Este 5.000 de salariați care ia 10 tone. Deci în cadrul da, dată, da? Dar deci 5.000 de transport. Calculul se face că îl iau de la dumneavoastră, de la companie, mă rog. Nu, dețineți compania. Eu m-am referit la următoarea situație. Gândiți-vă că un transport costă între 300 și 800 de lei. Deci pentru... În Gorj. În Gorj. În afară la județul, dacă mai zici că bune, da. E mult mai mult. Deci dacă un transportator care a fost terț în momentul de față s-a orientat spre a transporta cărbune la salariați, să știți că acest lucru îi aduce beneficii mă. Un pic, dar nu asta e afacerea care se scoate nu, prin planul. Nu, afacerea este că iau de la dumneavoastră și vând mai scump în altă parte. Afacerea fi în felul următor. Să iau cărbunele, cota colegului salariat și să mă duc să o vând eu la alt. Există și această oportunitate. Dar pe lângă asta, că aici sunt doar 5.000 de cote, o iau de la... 5.000 de cote, domnul Măuț, înseamnă foarte mult. Înseamnă... Ori 10 tone. Înseamnă 50.000 de tone. Înseamnă 50.000 de tone, înseamnă... Gândiți-vă, cel puțin 2500 de transporte la un trailer de 20 de tone. Afacerea e cu cei care au 114 lei și vând cu 300. Da, este o afacere. Trebuie să recunoaștem, este o afacere, dar e o afacere. Și cineva a făcut un calcul și nu știu, a ieșit foarte bine. Cine da, se ocupă cu afacerea asta? Sunt oameni care se ocupă, firme care se ocupă cu asemenea afaceri. Sunt oportunități de afaceri. Cine riscă, cine are bani să investească, pentru că la un moment dat trebuie să plătești, aici nu poți să ridici cărbune înainte de a fi ridicat la noi să plătește. Adică trebuie să ai un... Am înțeles. Eu n-am înțeles de ce, într-o perioadă de criză și potențială criză, mai vindeți cărbune către terți. De la cel puțin de acum, la să știți cel puțin vin, acum ar trebui să la suspendat la procesul. De la să-l vindem către terți, pentru că costă mai scump să transportăm la Craiova sau la Tuceni. Ne costă mult mai mult. Și vânzarea către test ar fi o oportunitate. Să-mi ziceți la un moment, vă sun mâine, să-mi ziceți că te-ați câștigat anul ăsta din vânzarea de cărbune către terți. Da, deci aici v-aș ruga să vă adresați șeful și de departament, domnul Brăceanu, șeful de departament vânzări, care are toate informațiile. Eu o să-l întreb pe dânsul dacă poate să-mi pun la dispoziție aceste informații și dacă îmi poate, cu drag vi le transmit. Poate îmi da și firmele care...
care se ocupă de... Lăsați că fac rost singur. Nu, am văzut situații în care colegii ai dumneavoastră cel pe 544 informații care nu pot fi date publicității. Lăsați, atunci lăsați că le fac rost pe alte. Haideți că avem un regulament privind date cu caracter personal. Noi nu putem să facem trimiterea date unde am expediat cărbunele, către cine, către cine a fost avizul. Haideți să lăsăm lucrurile. Am înțeles. Eu am văzut că sunt colegi care dau asemenea cereri către complexul energetic. Și nu primesc răspuns. Păi nici nu vor primi dacă fac asemenea cereri. Înseamnă că deși nu cunosc legislația, nu cunosc nouul regulament aplicabil din mai cu privire la datele cu caracter personal. Adică sunt foarte multe aspecte pe care nu le cunoști, pe care, cu respectul dumneavoastră mass media, nu vă putem onora toate informațiile pe care mi le cer. Lăsați că le luăm pe altă parte. Aia e treaba dumneavoastră, sunt jurnaliști. Mai sunt și alte surse, nu cele directe, mai sunt cele indirecte. Trebuie să luăm încă o pauză de publicitate, revenim cu emisiunea noastră. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusiv la Ana Summer Events. Ana Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici. Și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Ample activități extracurriculare și de voluntariat. Cursuri de limbi străine, engleză, franceză, germană. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, strada Mioriței, numărul 4. Școala unde vei deveni asistent medical, o
profesie pentru Europa. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. SCPT NDS Impec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vino în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT NDS Impec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT NDS Impec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253-211-321. Îi simți frăgezimea sub picioare și răcoarea picăturilor de rouă în dimineții luminoase. Îi inspiri prospețimea și sărbătorești o nouă zi acompaniată de ceripitul vrăbiilor. Aceste clipe nu vor fi niciodată mai frumoase, iar iarba grădinii tale niciodată mai verde. Husqvarna sărbătorește 25 de ani în România și îți oferă 25% reducere pentru motocoasa 128R, acum la prețul special de 974 lei cu TVA inclus, pentru un gazon mai verde decât pe orice stadion. Am revenit la emisiunea noastră, o informație la această oră legată de Fondul Suveran de Investiții, o informație venită din partea ministrului Eugen Teodorovici, care anunță că va fi înființat acest Fond Suveran de Investiții prin hotărâre de guvern. Fusele obiecții referitoare la modul în care a fost aprobată legea, deci prin hotărâre de guvern se va putea înființa, iată, în luna septembrie, acest Fond Suveran de Investiții, din care va face parte, sau, mă rog, era trecut pe listă și complex energetic Oltenia. Lucrurile par să se ducă în direcția asta. Cum credeți că se va concretiza până la urmă de mersul? Hotărârea de guvern este un act administrativ. Sigur, în momentul de față... Nu va fi afectată ce o juridic de intrarea în fondul ăsta de investiții? N-aș putea să vă spun, trece de la, din administrarea Ministerului Energiei în administrarea Ministerului Finanțe. Acum există o discuție, sigur, juriștii. Complexul energetic Oltenia este o companie cu capital mixt. Cele 7% să înțelegem că se duc de la Ministerul Energiei la Fondul Suveran. Aflat sub administrarea Ministerului Finanțelor sau sub coordonarea sau în portofoliul Ministerului Finanțelor. Deci Fondul Suveran de Investiții este în portofoliul Ministerului Finanțelor și va administra cele 77% din participațiile statului la această companie. Stați, până apare hotărârea de guvern, după ce Mă refer doar la companiile energetice strategice pentru sistemul energetic național, cum este și complexul energetic Oltenia, pe care nu poți tot timpul să o storci de profit și de bani și să zici, domne, toată ziua e profitabilă, poate într-un an e pe pierdere sau pe da, zero. Atunci, pentru că având un fond suveran, ai de unde care culege și roadele celor care sunt profitabile și are capacitatea de a redistribui. Dar acum haide să vor conveni celor la hidroelectrică să plătească certificatele de CO2 de la CEO. Dacă e fond suveran, e fond al statului, înseamnă că statul este cel care administrează prin acest fond de suveran patrimoniu. Acum, că acest fond suveran va fi listat la bursă, sunt alte discuții ulterioare. Haideți să așteptăm hotărârea de guvern. Haideți să așteptăm hotărârea de guvern, să vedem ce spune această hotărâre de guvern, să vedem dacă nu cumva va fi atacat în contencios de, nu știu, de cine. Și mai era o informație pe care o uitasem, pe listă, sau în fond, vor intra numai companiile care au profit.
Da, în anul trecut, companiile Complexul Energetic Oltenia, știți foarte bine... Dacă anul acesta nu va avea profit, va ieși de stat puțin, fondul suveran, dacă spuneți dumneavoastră că se înființează prin hotărârea de guvern... În septembrie, referința va fi anul 2017. Deci intră... Deci referința va fi anul 2017. Sau ce referință vor avea? S-ar putea să fie anii 2014-2017, nu am de unde să știu. Dumneavoastră a dat informația din declarația domnului ministru al finanțelor. Din seara acesta. Care a declarat în seara acesta. Acum nu știu nici contextul și nu, din câte cunosc eu, nu știu dacă dumneavoastră, dacă în dezbatere publică a apărut acest proiect de hotărâre de guvern. Da, Curtea Constituțională a admis toate sesizările formulate de opoziție și președinte. Asta e la lege. Și s-a menționat că nu se poate înființa prin lege, ci prin hotărâre. Asta e partea formală. Asta e, stătați ușor. Avem o lege care a fost declarată neconstituțională în totalitate de către curte după ce a fost adoptată de Parlament. Este o situație și se închide aici și acum când discutăm despre o hotărâre de luna septembrie și această hotărâre de guvern trebuie să fie supusă dezbaterii publice. Deci acest proiect, nou proiect de hotărâre de guvern privind înființarea fondului suveran va trebui să fie depus pentru dezbatere publică. Din câte cunosc eu, nu există în momentul de față o dezbatere publică pe acest proiect de hotărâre. Domnul Doru Crăiete are o opinie legată de ce însemna redeschiderea depozitului la Roșia. Domnul Crăiete lucrează la Serofinan și e bine, dacă are opinie, să o citiți. Zice că înseamnă cu 300 de megavați mai puțin în Rovinari, plus greutăți în aprovizionare cu cărbune la Turceni și Șalniță. Da, iată o poziție. Adică una e să produci cu 300 cărbune, practic transportându-l pe bandă din depozitul de la Roșia în depozitul de la Rovinari, fără costuri. Și vă dați seama ce înseamnă costurile unui transport pe CFR, atât la Turceni cât și în zona Craiovei. Deci e o opinie pertinentă. 300 megavați mai puțin. Adică un grup. Un grup. Un grup. Dânsul s-a referit la un grup. Și în comunicat scrie că funcționează cu 3. Fără un grup însemnau 2? Însemnau mai puțin 300 de megawatt. Mai puțin de 300 de megawatt, ne spune domnul Crăiete. Prietena noastră, Iriza, a schimbat partidul. Da, nu, a schimbat și politica. Nu, pricepe, dumneavoastră știți, din 2015 până... E de astăzi anunțat că în curtea PSD. A revenit la... A trecut în grupul PSD. Deci... De unde a plecat? A trecut în grupul PSD, depinde ce și-a negociat în grupul PSD. Dânsul era vicepreședinte a unei comisii din partea altă de Senat. Nu știu ce și-a negociat, vom vedea. Deocamdată nu cred că și-a negociat ceva. De postul de vicepreședinte... Nu este. Venea oricum. Nu, PSD-ul are o regulă. Nu și-a negociat, a cerut direct, vă spun eu. Frate ușor, orice parlamentar, majoritatea parlamentarilor PSD... Am ascultat declarația. A cerut un loc pe listă PSD la parlamentare. N-a spus asta, dar asta a rezultat. Domnul... Facem pariu? A vândut pielea ursului din pădure. S-o credeți dumneavoastră, că în 2020... A cerut un loc pe... Pe lista PSD la parlamentare. Domnul, n-a fost în stare în 2016, cum să fie în 2020? Nu a fost în stare în 2016 să fie pe lista PSD-ului, cum să fie în 2020. Așa a rezultat din declarație. Stați liniștit în politică. Va primi un post, cred că eligibil, pe lista, cred că de la Camera Deputaților. Da. Da, nu. Păi, ce rost avea să mai plece din nu știu, de la ALDE? Întrebați-l pe domnul. De la ALDE, un partid de viitor. Eu să știți, a fost la un moment dat și speculația că dânsul s-a promis poziția de consul la Belgrad. Știți că a fost în plan public. Ce anume? Consul al României la Belgrad. Sau pentru oricum în Serbia s-a promis această chestiune, dar nu știu când a fost această discuție. Nu. Domnul Iriza poate da la mai multe detalii, poate face clarificări. Nu știu, știu că erați prieteni și de asta vă întreb. Poate face clarificări pe această temă. Cum i s-a promis sau l-a cerut? Cum este? Nu știu detalii. Eu știu detalii de la ce o să spune. Cum?
Ce, nu știu, a dat domnul Boza o declarație relevantă, că a băut cafea la dânsul în birou. Păi lăsați asta. Și a băut foarte multă cafea. La CEO nu e cafenea. Când a ajuns la CEO, n-a ajuns. Nu, să știți că protocolul nostru permite acest lucru. Cu cafeaua și cu astea? Nu, permite, e o chestie. Domnul Cupă mai vine pe la CEO? Când ați văzut ultima dată la CEO? Nu m-am întâlnit cu domnul Cupă în ultima perioadă la CEO. Cu domnul Cupă m-am întâlnit la un eveniment privat, cred că acum 2 luni, pe insuliță, la o nuntă. Nu. Și acum n-am mai fost în vara asta la CEO? Din păcate nu l-am. Nu m-am întâlnit cu dânsul, nu. Nu, dacă a fost, îi treabă domnii sale, e deputat de Doj, noi avem 2 subunități pe raza județului Gorj, este vorba de Craiova și Șeanța. N-aș putea să spun care este, să spunem, stadiul comunicării cu domnul Cupă. Ceea ce pot să remarc, că domnul Cupă nu a fost prezent la Turceni, cu toate că a primit invitație la Turceni 40, un lucru care, totuși, dânsul a fost și deputat de Gorj, a fost și director al finanțelor, a avut legătură cu Turceniu, dânsul, da, nu știu, dânsul era, cred că în Consiliul de Administrație a fostului complex de Rovinari și domnul Trifoi era la Turceni. Deci finanțele au avut tot timpul legătură cu Turceniu și e păcat că nu a răspuns invitații de a fi prezent la Turceni cu ocazia celor 40 de ani. Probabil că s-a răcit ceva între domnul Boza și domnul Cupă. Detalii, domnul Cupă, i s-a părut și comentariile pe care le-au făcut la adresa sa, că nu le înțelege, cum a tras și o palmă așa, poate incorrectă, politicienilor de la Gorj, spunând că la Gorj politica o face Dani Demoenga, ceea ce nu este adevărat, în opinia mea. Dar cine face politica la Gorj? Că eu chiar sunt curios ce răspuns. Domnul Dani Demoenga este un analist. Analizează dacă reușește să facă înțeles. Când a făcut, dumneavoastră ce ați înțeles din ce declară domnul Cupă? Că a fost ironic, că l-a apreciat pe domnul Morega sau că i-a criticat pe politicienii locali? A fost o ironie la colegii politicieni locali, care se întâlnește în Parlament și nu știu cum va explica domnia. Că un om ieșit din afara vieții politice face mai multă politică decât ăia activ. N-am înțeles. Dani Ilie Morega face analiză. Dani Ilie Morega profită de slăbiciunea unui politicieni, criticându-i și aducându-i într-o stare să joace, cum dictează. Da, asta e alt aspect. Însă sunt destui politicieni de la Gorj care fac politică și o fac ei, nu o face Dani Ilie Morega pentru ei. Ziceți, dați-mi un nume, că nu vom aici. Spun așa, nu cred că face doamna Ilie Morega politică în locul domnului Weber sau în locul domnului Cosmin Popescu sau chiar în locul lui Dan Vâlceanu. Nu cred că face acest. Domnul Cârciumaru? Nu știu care e relația domnului Cârciumaru cu domnul profesor Morega, dar din câte cunosc eu, n-ar fi o relație. Cred că domnul Dani Ilie Morega era mai apropiat de Dian Popescu și de Călinoiu, din câte mi-aduc eu bine aminte și în evoluția. Domnul Cupă a greșit, pentru că este cineva din afara spectrului politic, în aceeași situație ca domnul Morega și care în momentul acesta poate face cel mai tare politică în județul Gorj. Ia să vedem dacă mi-l spuneți. Nu știu, nu. Uimiți-mă, dumneavoastră. Ionel Manțol. Dacă dumneavoastră aveți informații, eu nu vă contrazic. Eu nu m-am spus, n-a ieșit în spațiu public decât... Păi tocmai asta e, că nici nu iese în spațiu public. A ieșit cu câteva comentarii și ca analist, ca observator, dar nu... Și la dumneavoastră... Nu a făcut declarații politice sau... N-a făcut declarații politice din afară. Chiar a refuzat să facă anumite aprecieri. Din afară, dânsul a făcut aprecieri cu privire la CEO pentru că e în drept. A fost totuși director de resurse umane, secretar de stat pe zona de minerit, adică cunoaște foarte multe aspecte din zona noastră minieră și energetică. Deci, analize și o emisiune a văzut-o și eu mi s-a părut destul de pertinente. În rest, dacă în spatele ușilor închise se implică, face jocuri, e problema domniei sale. Domnul Manțuga ar mai putea să mai facă față la complexul energetic Oltenia acum? Dânsul trebuie să vă... Pe un post de consilier, nu știu. Dânsul trebuie să vă răspundă la această... Consilier de manager? Nu, domnul Manțuc, pe post de consilier să știți că face față oriunde. Nu, asta... Și la Aparegiu? Sigur și la Aparegiu. Dar în politică îl mai revedeți în 2020? A făcut o declarație relevantă, în sensul că nu vrea să mai intre în politică decât... Așa?
și la dumneavoastră la această televiziune dacă ar fi șef de partid. A făcut o declarație relevantă. Acum nu știu în ce context va mai ajunge Ionel Manțoc direct șef de partid. Nu prea mai sunt. E un lucru destul de complicat. Da. La alte ziceți că acum se ocupă de domnul Iordache. Domnul Iordache deja s-a manifestat. Deci va fi viitorul președinte. Avem un birou permanent, cred că din data de 27 august. Da, cred că atunci a fost făcut public. Nu v-am văzut pe listă acolo, pe dumneavoastră. Nu sunt. Vedeți că nu sunt. Deci din data de 27 avem un birou permanent făcut public, fără să fie o decizie semnată. Eu n-am văzut public o decizie. E bun birou acela permanent? Cum îl... Nu comentez. Dar, din data de 27 a avut două ieșiri publice, domnul Iordache, două sau trei, ca șef ai avut, domnul Filip, și deja domnul Iordache se manifestă ca lider informal al partidului acestui grupări din birou și face și o declarație destul de interesantă. Voi candida la președinție. Înseamnă că domnul Boza cu domnul Iordache va trebui să mai discute. Mult până în vara lui 2019, când cred eu că se vor organiza cel mai devreme alegeri la... Domnul Dian Popescu mai are vreo șansă în al de acum? Să vedem, însă trebuie să răspundă. Vedeți, acum... Mai poate face jocuri, mai poate... Stați ușor, a fost făcut puturos la un de radio. Adică a fost catalogat ca un tip puturos. Va trebui să răspundă. Eu vă aștept ca Dian Popescu să nu stea cu mâinile în sân, să răspundă, să explice, pentru că expresia aceasta și această catalogare elegantă, da, lipsită de eleganță, îl obligă să dea un răspuns. Domnul Iordache ar face carieră în politică de la ALDE? Nu știu, sta să ca șef de partid? Că n-a prea fost șef de partid. Nu știu, a fost șef la Tucen. Nu zic, la nivel județean, să conducă o organizație, sau... Cred că va fi un... Va fi un joc destul de interesant. Oamenii de afaceri care se implică și în politică, fie direct, fie indirect, fie în spatele ușilor închise, precum și analiștii care se implică prin spatele ușilor închise în politică, să știți că în următoarea perioadă nu se vor orienta către ALDE. Surprinzător, o să vă surprindă ce vă spun. Cu toate că este așa un ferber emoțional și emulație, că vin primar, că vine domnul Ciocea, că vine domnul Diaconescu, că nu știu câți oameni, activiști politici cu experiență vin, că chiar că vine domnul... Dar de ce ar fi până la urmă domnul, ziceți, Iordache, așa un stup acolo, un punct de atracție? Calea eroilor pentru ALDE. Să vedem. De ce ar atrage așa pe ce... În politică nu tot timpul trebuie să vă luați după vorbe. E chiar așa de... În politică nu tot timpul să vă luați... Haideți să vedem și realitatea. Să vedem câți primari vor veni, dacă vor veni. Eu mă îndoiesc. Acum e grea de... Vă asigur însă, și chiar dacă vă surprinde, că oamenii de afaceri nu vor veni spre ALDE. Nu vin prea încă spre nimeni oamenii de afaceri. Deci oamenii de afaceri nu vor veni. Mai ales în momentul acesta. Și așa, aici există o problemă. Există o problemă. Este domnul Iordache, e destul de om de afaceri, direct sau indirect. Că nu prea... Viață, când trebuie să ții un partid cu banii tăi, îți place prima lună, îți place primul an, după câțiva ani... Să știți că și Dean Popescu a fost un om de afaceri de succes înainte de a intra în politică. Și de la politică i s-a tras lipsa banului? Nu știu. Dar a fost un om de afaceri care a mers foarte bine. A intrat în politică, lumea e țintită pe tine, ochii pe tine, nu mai poți nici tu, nici firma care se consideră că o conduci prin interpuși. Să mai fie atât de lejer. Da, să spună, să aibă, spun, atâtea drumuri libere, poți deschise, să schimbă lucrurile. Uitați-vă și vă dau un alt aspect. Dan Vâlceanu, familia sa avea afaceri, da, spunem. După ce a intrat în politică, să știți că lucrurile au rămas așa, mai lento. Dacă te uiți în documente, chiar nu mai apare pe niciunde. Lucrurile mai lent. A ieșit de tot din sfera afacerilor, mai ales cu complexe. Au fost parteneriate cu firme din Timișoara, s-au închis. Deci toți oamenii care au intrat în politică, uitați, chiar tot domnul Iza mai are afaceri? Nu mai vreo 14 firme sau câteva lucruri. Nu mai. Observați că le-a închis. Deci iată că, da, bine, însă și pensionari și revoluționari, adică are alte surse de,
devenit. Sărați cu mașinuța aia, nu cred că o... Nu, nu, eu am avut o discuție telefonă cu domnul Iza, care mi-a spus, domnule, am bani și zic, domnul Iza, să vă dea Dumnezeu sănătate să-i puteți cheltui. Ce să-i spun? Da. Mă rog, nu știu ce înseamnă pentru domnul Iza am bani sau pentru dumneavoastră, că sunteți și un jucător. Tocmai aia să știți că jucătorii mai și pierd. Ce se întâmplă, cât ați pierdut dumneavoastră în toată viața? Lăsați-vă, n-am făcut bani, încă nu m-am pus să fac socotele. Ați pierdut mai mult de 1 milion de euro. Nu m-am pus să fac socotele. Lasă-mă că și așa nu o să fac socotele și chiar dacă o să le fac. Păi, vreau să văd dacă eu am ieșit în spațiu public și am spus că sunt jucător. Au ieșit alți colegi de-ai mei și au dat, să spunem, din casă sume pe care. Vreau să văd dacă vi se face ofertă pentru Alde. Nu, no, stați dumneavoastră. De ce n-ați apărut pe listă la vicepreședinte? Dumnezeu, dacă nu sunt. Nu vă interesează sau n-ați cerut? Nu v-ați... Păi, haide, înțeles că eu un biu interior. Nu v-a sunat nimeni. Nu știu care au fost criteriile. Dumneata, nu vrei să revii, să vină o nouă conducere? Nu știu, domnule, nu știu. Nu am fost, să știți că n-am fost comandat pe această temă. Nu, n-am fost comandat pe această temă. Ziceați că nu vreți să ieșiți de acum la pensie din politică. Păi stați ușor, de unde credeți dumneavoastră că Alde era... Eu vă întreb acum, pentru că mai e foarte puțin până vin alegerile europarlamentare, prezidențiale, locale, parlamentare. Mai sunt două examene pentru conducerea partidelor, să știți, ca să intre după aceea în jocurile de semifinală și finală. Avem europarlamentarele și le câștigă partidul cel mai bine organizat. Avem prezidențiale care la fel putem discuta și de... Adică eu la PSD nu v-aș vedea, nu știu să zic. Adică nu știu, v-aș vedea. Nu știu. Ceea ce trebuie să remarcați dumneavoastră sau... Adică nu v-aș vedea este faptul că să vă bateți cu domnul Iriza pe camera deputaților. La ora la care discutăm nu sunt angrenat într-un joc politic. Nu sunt angrenat într-un joc politic sau într-un... N-ar fi obligatoriu cumva moral... Că Ministerul Energiei la... Bine, așa, toți angajați ar trebui să fie la Alde. Să fiți acolo în Alde. Unde? De ce? De ce să fie? Așa, din... Mă, la de ce? Domnul Anton Antonie, angrenat în Alde? Nu. Asta să înțelegem. Eu răspundeți pentru activitatea Alde. Departament și în... Răspundeți în mandatul acestui guvern și de rezultatele. Și guvernarea tehnocraților, cu toate că erau unii așa, în funte cu domnul Ciobotărică, știți, pusase tunurile pe mine... Am în guvernarea Alde sau sub ministerul Alde, nu mai sunt șef de departament. Sunt, cum să spun, în cimitirul elefanților, consilier al președintelui. Lăsați asta cu consilierul președintelui, că nu e chiar așa. Nu, un președinte directorat sau un manager nu spune consilier pe oricine. Poate vreo nepoată ceva sau din astea, cu vreo obligație de familie. Dar când își pune un consilier, și alege un om care să-l ajute. Nu comentez aspectele acestea. Eu cred că alegerea mea și, mă rog, discuția care a avut loc privind nominalizarea mea pe perioadă determinată ca și consilier, au fost datorită, să spunem, unor situații oneste. Cu domnul Manțuc ați putea lucra pe un post de consilier, dacă ar fi adus consilier? N-am comunicat cu domnul Manțuc de când dânsul este activ, n-am făcut nicio comunicare pe... Ce se întâmplă la PSD acum? Rămâne domnul Cârciumaru, mai sunt șanse de alegeri, mai... Bun, domnul Cârciumaru spune final de mandat, 2015-2019. Păi spune final de mandat de vreo 10 ani. Ați făcut o declarație? Eu nu vreau să contrazic pe domnul Cârciumaru. Dânsul a spus că nu mai candidează, da? Dar nu știi că nu va mai fi președinte. Nu trebuie să speculăm nici ce a spus CEX-ul. Că vedeți dumneavoastră, CEX-ul PSD-ului a luat decizia acolo unde sunt președinții interimari să facă alegeri. La Goș nu avem președinte interimar. La Goș avem un președinte ales, da, care s-a aplicat o regulă la cei care erau interimari. Care expiră mandatul în octombrie 2019. Dar domnul Cârciumaru putea să-și dea demisia? Să-l lase loc noi echipe? Cred că nu o va face. Cred că nu va face din mai multe consilieri. Este și considerentul de ordine personal, dar este și considerentul privind... atitudinea față de foști colaboratori sau de actuale colaboratori. Vedeți mai asta, sunt colaboratori ai domnului Cârciumaru care au lucrat cu dânsul. Acum, ce fac acești colaboratori? Păi și echipa care îți bate la ușă. E reproșată, dar pe noi cu nenea. Păi și domnul Weber și nu-i preia din mers pe celălalt? Ba, nu-i să spargă ușa. Domnul Weber e supărat acum? Nu știu. Întrebați-o pe domna lui. Da, deci, care... Domnul Cârciumaru, ce trebuie? Domnule, dați-mă afară să vină domnul Weber. Ce trebuie să facă? Cei care, mă rog, s-au antrenat pe stadion,
pe la coloana infinitului, pe, nu știu, pe digul Jiului și au făcut așa alergări și s-au antrenat. Acum, când se trezește pe stadion, văd că stadionul stop, e poarta închisă. Va trebui să deschidă poarta. Cărbii se deschide din interior, cospaghei, ei tot trebuie să intre în stadion. Adică să ne așteptăm o activitate de lobby mai mult sau mai puțin transparent din partea domnului Weber pe lângă domnul Dragnea? Nu știu care sunt relațiile în PSD și care trebuie să fie conduita pentru a accede într-o poziție. Vedeți că nici domnul Dragnea nu este într-o poziție, să zicem așa, îmbucurătoare sau într-o poziție de invidiat în momentul de față. Opinia mea este că... Că s-a cam închis acum? Nu, Gabriela Firea, când a ieșit la război și este una din, cum să spun... Dar a ieșit cam singură. Nu, n-a ieșit singură. E exponentul unui mai mare sau mai mic? Sfoștii prim-miniștri, care unul a fost excus din partid... Dar ce bărbați politici sunt în PSD dacă o trimite Gabriela Firea? Sau nu contează asta, contează procentele din sondaj? Nu, a fost prima dată doamna Andonescu, care cred că a făcut un... A deschis drumul. A deschis un mesaj, printr-un mesaj sincer, dânsa experiență în politică și legată de PSD a descris prin această scrisoare și după aceea să nu uităm, înainte a avut loc o scrisoare a domnului Bădălău, când era încă președinte executiv. Da, Liviu Dragnea i-a pus cep, cum se zice, Gabrielei Firea, când a spus că vor susține candidatul PSD-ALDE? Nu-i tranșată problema. Nu-i tranșată. Tăricianu, nu? A fost o lovitură, o palmă peste ochi dată, Gabriele. Nu-i tranșată. Nu este. Și vă spun și de ce. Vă aduceți aminte că în 2013 USL-ul spuneau avem candidat la președinție pe Crin Antonescu. Au spus lucrul acesta până când... S-au despărțit. Și a mai ieșit și Victor Ponta astăzi cu deputatul de Gorj, Victor Ponta, dacă ați uitat, cu două declarații, cu mai multe declarații. De fapt, una care părea mai interesantă, zicea că domnul noi vom susține la prezidențiale pe Caterina Andronescu sau pe Eugen Teodorovici. Iată, deci cum să spun, care sunt în PSD în momentul ăsta? Într-un limbaj de mahala s-a aruncat boata printre gard. S-a băgat boata printre gard. Cam ăsta e limbajul, pentru că e un grup din mai multe, din afară, din interior, care adică să spui luptă la uzurparea lui Liviu Dragnea. Cred că dușmanul cel mai important acum sau cel mai feroce al lui Liviu Dragnea este Victor Ponta. E din afara partidului. Dar cum se pare Victor Ponta? Și să spui tu că îl susții la președinție pe un ministru al guvernului de China. Da, i-a dat un fel de șut între picioare. Da. Dar domnul Victor Ponta... Ponta ce face acum? Face politică la Pro-România sau așteaptă încă să... Joacă politică. Așteaptă încă joacă după politic. PSD? Joacă politică. Sau are de gând ceva cu Pro-România? Să joacă la ambele? Nu. Să joacă, sau cum? Să joacă politică. Să știți că declarație cu privire la... face declarații ca și cum ar fi în PSD. Și Văcaru a făcut declarații ca și cum ar fi fost în PSD. Deputatul Văcaru spune... Când zice de... Tandemul Florescu Corin Popescu. Înseamnă că oamenii aceștia așteaptă să revină în PSD. Nu. Așa se înțelege. Vor ca în PSD să existe zâzanie, pentru că ei nu pot să ia... Pro-România nu poate să ia electorat decât din rândul PSD-iștilor, din rândul electoratului de PSD. Să ia electorat de la USR, nu poate să ia electorat de la PNL. Pro-România numai de aici e așa. Dar nu vedeți întorcându-se dacă pleacă Dragnea? E bine să fac... Nu cred. Nu? Nu cred. Nu cred că nu se întorc. Nu cred. Ba, la deci nu cred. Revenirea la nava mamă va fi sigură. Nu cred că o va face. Nu văd rostul, pentru că ei urcă în sondaje, sunt peste... Păi da, dar vin de PSD prag, cu altă figură. Nu, sunt peste prag. Și pierde electoratul de stânga, cei de la Pro-România. Nu, vedeți dumneavoastră, ce credibilitate ar mai avea Victor Ponta dacă s-a întoarce în PSD după ce a criticat PSD? Pentru că se face un congres extraordinar și îl cere poporul PSD să vină Victor Ponta. Mai ales dacă scapă de dosar. Nu veți vedea acest lucru. Gândiți-vă că acest popor de care spuneți dumneavoastră PSD și acești... Păi vedeți ce ușor e de liniștit poporul PSD. Uitați cum face Liviu Dragnea cu ei. Chiar poți din PSD au dosare penale? Liniștește Liviu Dragnea acum. Să știți că declarațiile Gabrielei Firea sunt declarații deosebit de grave. Cu acel serviciu secret personal care ar spiona și din îl vedeți pe Liviu Dragnea în corzi acum? Da. E în corzi acum? Da. Dă-l încolo, e în corzi de 6 luni și nu mai căzut. Nu știu cât va mai rezista. Nu vedeți că... Bă, nu mă luță, eu nu știu cât va mai rezista, dar e în corzi.
ce spuneți dumneavoastră este adevărat, de 6 luni încolo, de la prima... Nu mai pică, nu mai cade. Acțiune a guvernului Grindeanu, sau prima acțiune împotriva guvernului Grindeanu. Grindeanu, Tudose, sau cât a trecut? Cât a trecut? Un an poate a trecut. A plecat Grindeanu, dar a rămas Tudose. Da. Iar... Fiecare a încercat să ia locul, a văzut că se poate. Da. Da, să vedem. Da, suntem la finalul emisiunii, am discutat și puțin pe teme politice, locale și centrale. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la emisiune în seara asta, parcă vă aștept și altă dată. Și mulțumesc, ne așteaptă surprize. Și vă promit dacă voi avea acces la datele care cu datele pe legate de cărbunele vândut către terți de Complexul Energetic Oltenia, rămâneți cu Tele3 mai bine.